Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. O să vă dau acum două fapte și apoi o să vă rog să le puneți cap la cap. Primul, trei copile de clasa 8-a de la o școală bună din București au ajuns la spital cu stări de rău. Foarte probabil au fumat ceva, substanțe interzise. Nu este clar cum au ajuns în posesia lor și nici de ce au putut să fumeze în școală. Ministerul Educației spune că va pune camere de luat vedere acolo să vedem cum stă treaba. Al doilea fapt. În Parlamentul României se află un proiect de lege care spune că dacă consumi droguri, nu mai stai la pușcărie doar 3 luni, ci 2 ani. Proiectul vine pe o filieră religioasă și este semnat de 16 parlamentari de la PNL. Iar acum, dacă punem lucrurile cap la cap, rezultă că odată cu adoptarea proiectului, cele 3 fete ar trebui să plece la pușcărie, nu? Până la 2 ani. Pentru că stimatul parlamentar român așa a gândit. Chiar spune domnul Leoreanu, Laurențiu Leoreanu, inițiator, că dacă ești la pușcărie, nu mai poți consuma droguri, pentru că, se știe, pușcăria te ferește de așa ceva. Asta e capacitatea noastră de a da răspuns astăzi. Mai avem un proiect de lege, de data asta de la PSD, care spune că elevii de liceu trebuie testați antidrog și că ar trebui să avem aparate și echipe specializate care să vadă dacă acești copii fumează ceva. Un primar de la Bistrița, de la Prundul Bârgăului, a cumpărat deja aparatul de testare și vrea să meargă inopinat în liceul local să-i prindă pe cei fumați. Și după ce îi prinzi, ce faci cu ei? E întrebarea mea. Ce hotărăști? Observați că nimeni nu se adresează însă cu asupra de măsură problemei de fond, și anume a distribuției, care a intrat peste tot pe poarta școlii. Nu e prima dată când ne ocupăm de droguri în acest program, dar constatarea mea este că pe măsură ce incidentele se mulțesc, pe măsură ce pastilele și țigările intră pe ușa școlii, răspunsul nostru este din ce în ce mai slab. Cred că orice copil de liceu poate să vă spună cum e la școala sa. Cred că deja există un ecosistem care aduce droguri până la poarta școlii și că e ușor și relativ ieftin să achiziționezi. Și de data asta vă invit să-mi povestiți cum se vede la școala copilului vostru și în cartierul vostru. Ce ați auzit? Ce ați văzut? Cât de dese sunt întâmplările de la care am pornit, și anume cea de la liceul respectiv. Așadar, prieteni, 0372069599, vă întreb astăzi așa: cât de aproape sunt copiii noștri de droguri? Cum pătrund drogurile în școlile din România? E acesta despre care am vorbit, un incident izolat? Și da, poate e întrebare importantă asta. Credeți că se impune testarea antidrog a liceenilor? Dar mărirea pedepselor la consumatori, cum ne zice acum clasa politică. 0372069599, România în direct este și pe Facebook, aștept și mesajele voastre. Începem acum la Europa FM în direct cu Cristian, salutare! Bună ziua! Sunt tată la 4 copii. Deocamdată cel mare este doar în clasa a 7, că nu am avut tangențe sau nu am avut contacte directe, dar consider că, și văzând în jurul meu și atât prieteni cât și alte experiențe, accesul este mult prea facil și ușor, atât pentru copii cât și pentru adulți. Explică-mi ce înseamnă asta, adică cum e facil. Că un neconsumator ajunge să cunoască în jurul lui 2 sau 3 sau 4 persoane care consumă în mod regulat substanțe interzise, înseamnă că este la o magnitudine mult mai mare decât ne imaginăm. Știu de la doctor și de la în spitale, este chiar o tragedie din punctul ăsta de vedere, că apar copii cu intoxicații și cu probleme de la vârste fragede, de la 12, 13 ani, 14 ani. În primul rând e o problemă de educație, lipsa ei. În al doilea rând, e o problemă de faptul că legile sunt prea permisive, adică consider că ar trebui pentru trafic de droguri sau trafic de substanțe interzise să iei 2 ani sau 3 ani de zile, bănesc, asta e legea, nu cunosc exact, dar
nu este foarte, foarte strictă. E mult prea puțin. Pentru... Ar trebui luat caz agravant în momentul în care vinzi copiilor. Așa și cred că este. Să discutăm de la 15 ani în sus sau chestii de genul ăsta. Există acum o propunere care mărește toate pedepsele astea. Zice așa: pedeapsa cu închisoarea pentru vânzarea de droguri de risc crește de la 2 la 7 ani la 3 la 10 ani, dacă e vorba de droguri de mare risc, până la 12 ani și până la 15 ani, dar tot în legea asta se dă și pentru deținere, cum spuneam, de la 3 luni la 2 ani sau chiar de la 1 la 5 ani. Corect. Consider că noi ca și oameni suntem făcuți să respectăm legea. Adică, mă rog, dacă nu există o pedeapsă, nu o vei respecta. Adică și Germania este unde astăzi pentru că a avut legi care au fost puse în aplicare. Nu poți să spui este interzis și să nu ai o pedeapsă. Într-adevăr, dacă discutăm de copii și tot, nu aș merge în direcția aceasta sau nu aș merge spre pedeapsa de închisoare sau alte. Probabil ar trebui regândit puțin. Dar a sancționa mult, mult mai drastic distribuirea. Dacă... Asta aș face o... Dacă ai prins. Dacă ai prins. Dacă ai prins. Că și dacă faci eforturi să-i prinzi. Corect, dar suntem în România și toți știm că legile care sunt votate în Parlament sunt cum sunt, iar aplicarea lor lasă de dorit. Adică discutăm de faptul că în magazine astăzi un copil poate să meargă să-și cumpere țigări. Da, domnule, e fabulos. Cu dozele de bere. E fabulos. E fabulos asta. Și eu mă uitam la asta, mulțumesc tare mult, Cristian. Și eu mă uitam la asta și întrebam acasă, dar cum reușiți să vă luați țigări? Cum se poate să vă luați țigări la sub 18 ani? Și ea a zis, da ce, asta e o problemă? Chiar așa, pe dacă să-ți iei aia, nu e o problemă, aia nu e o problemă. Fiți atenți ce scrie cineva pe WhatsApp. 0728-3132 e locul pentru mesaje scrise, dar și pe Facebook puteți. În Suceava se consumă droguri la scară largă, în licee în special. Elevii prinși drogați ar trebui să fie exmatriculați din școală și scăzută nota la purtare. Dom'le, nu e cam dur? Adică, ce, e obraznic sau e victimă? Scurtă telegramă din țările nordice, spune altcineva. Aici, dacă un adolescent ajunge să consume droguri, e automat inclus într-un program gestionat de către stat, instituționalizat în niște centre speciale. Părinții pierd pentru o vreme drepturile legale asupra lui pentru că statul consideră că nu și-a îndeplinit obligațiile de părinte. Acesta e un motiv foarte puternic pentru care părinții sunt foarte atenți și vigilenți. Nu vor să-și piardă copiii. Smaranda, ce știi? Salutare! Bună ziua și ție și tuturor! Vorbesc și în calitate de mamă, și în calitate de medic, și în calitate de om care a făcut un master de psihologie. Într-adevăr, accesul la droguri pentru copiii noștri este foarte facil în acest moment. Din păcate, așa cum se întâmplă în România, este o problemă gravă pe care suntem învățați să o dăm sub preș și să nu vorbim despre ea. Trebuie să se întâmple de fiecare dată ceva dramatic ca să aducem în atenția opiniei publice astfel de subiecte. Deci, da, sunt de acord cu aceste programe educaționale și sunt de acord cu măsuri care trebuie luate asupra părinților. Sunt mama unui tânăr de 21 de ani și la vremea când admitea la gimnaziu un bun prieten al nostru care lucra în poliție la vremea aceea, ne-a atras atenția că unul din liceele de pe listă este unul din fiefurile distribuției de droguri. Eu locuiesc în Iași și vreau să spun că este un liceu foarte bine plasat în panoplia liceelor cu succese. Și ce ai făcut? Fumate, ai mai dat copilul acolo? Nu l-am dat acolo, am ascultat sfatul prietenului meu. Peste ani de zile, în timpul masterului de psihologie, am asistat la orele de psihopedagogie pe care le desfășoară psihologul angajat al școlii. Și, întâmplător sau nu, la ora respectivă au fost invitați cei de la poliție din cadrul departamentului de droguri pentru a prezenta filmulețe educative, pentru a vorbi cu copiii. Deci, cred că lucrul acesta ar trebui să se desfășoare într-un program național, să avem grijă de tinerii noștri, pentru că de ce să nu recunoaștem
Problema drogurilor nu există doar în România. Problema drogurilor este un stigmat internațional. Noi de-abia acum o vedem ca societate. Alții se confruntă... Acum o recunoaștem. Sau o recunoaștem, problema este da. Veche și de mult. Deci am printre cunoștințele mele părinți ai căror copii s-au nenorocit din cauza consumului de droguri. Este absolut sfâșietor acest lucru. Ca părinte recomand tuturor să supravegheze atent anturajul în care umblă copiii, să vorbească cu părinții copiilor din anturaj, să știe unde merg, în ce locuri merg, să discute părinții cu copiii, să le explice ce sunt acelea droguri, ce efecte pot avea asupra lor imediat și pe termen lung. Ce scuze. Discuția este extrem de amplă și cu implicații foarte grave. Ai fi de acord cu testarea antidrog, cum propun stimații? Absolut. Da? Absolut. Deci mi s-a părea o metodă benefică de screening la nivelul școlilor. Cum? Nu sunt de acord cu exmatricularea, sunt de acord cu metode educaționale. Cum ar funcționa? Ai, bună dimineața, e 8, vine echipa antidrog. A 12-a ce? Până dimineața, da, e un test care se poate face ușor, fără niciun fel de problemă, la fel cum se întâmplă și pe aeropoarte. De ce ar trebui să stigmatizăm acest lucru? Și unde duce? Deci, și cum ar fi? Deci la 12-a ce dimineața îl prindem pe Gigel. Gigel a fumat. În momentul acela se ia legătura cu părinții. Și se poartă o discuție inclusiv cu părinții. Poate okay. părinții nu da. Știu, poate părinții da. Sunt foarte ocupați și copilul trebuie nu marginalizat, copilul trebuie integrat. Copilului trebuie să explice că este o problemă. Ce crezi tu că se întâmplă cu un copil care află în fața întregii școli că a fumat? Mai repetați o dată, nu v-am auzit. Ce se întâmplă cu un copil despre care toată școala află că a fumat? Dar acest lucru, cum să spun, trebuie privit normal. Adică ce controlul? De ce să stigmatizăm? Este un copil care a făcut o greșeală pe care poate să o îndrepte. Ok. Nu știu dacă funcționează așa, pentru că știi care va fi reacția societății. Tu o spui ca adult, dar întreg corpul profesoral... Dacă o să judecăm acest lucru prin reacția societății, nu vom avea niciodată rezultate. Și rămâi fermă la ideea că testarea antidrog e o soluție. Da, este o soluție, în afară de mijloace educaționale, în afară de acțiuni care se pot desfășura în școli, în universități. Din păcate, apropo de demiterea șefului de la antidrog, ascultam zilele trecute o discuție în care spunea că acea instituție, deși funcționează, este complet subdimensionată. Așa este. Îți mulțumesc pentru mesajul tău. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Hai, domnule, să-l auzim și pe șeful de la antidrog. Ce-o fi zis omul ăsta, da? Că a făcut vâlvă demiterea lui. A fost un interviu la Antena 1. Să-l auzim. Nimeni nu-și mai dorește să mai... Da, vorbesc prostii, că mă facă ea zob. Mă facă ea zob, dar asta e. Am intrat joc. Ce vrei să ziceți? Păi adevărul, dar nu pot să-l zic. Ce să spun, că e o mizerie, că nu ai cum să te dezvolți niciodată cu 5 oameni? Păi chestia asta, pupușul o întâlna balamul. Nu ai cum să faci prevenire cu 5 oameni. Este logic și e normal să fie treaba asta. Domnul Ivan a fost dat afară după interviul ăsta, mă rog, din funcție. Dar care era adevărul ăla pentru care îl făceau zob? Și cine îl făceau zob? Că e foarte interesant. Adică doar pentru declarația asta că n-avem voie să facem prevenire? Atât să fi fost aici? Ce întâmplare stranie. În orice caz, chestiunea aia nu funcționează acolo. Eu înțeleg ce tip de muncă trebuie să facă, dar cred că rezultatele sunt dintre cele mai slabe. Florian, salutare, bine ai venit la România în direct. Florian. Aș vrea să încep cu o statistică din Finlanda. Dată anul trecut la televiziunea națională a Finlandei, 70% dintre copiii de la 12 la 25 de ani au fumat sau au încercat droguri cel puțin o dată în Finlanda. Păi, și la noi 1,2 milioane de persoane, dacă o asculți pe doamna Firea. Ok, continuă. Așa.
una, așa, a doua problemă. La noi, în Prahova, Bigotul și-a făcut în primăvara aceasta o mare acțiune în Prahova. Au luat în jur de 120 sau 130 de persoane de la 14 ani la 30 de ani. I-au dus la audieri, au arestat 4-5 persoane și ce credeți? După 30 de zile toți sunt liberi. Toți au fost cu consum de droguri sau distribuție. Ok, poate așa e legea, nu-mi dau seama cum funcționează. Trebuiau păi, tocmai asta vroiam să atrag atenția, că eu am impresia că cât de cât de Icotul Prahova și-a făcut de cât de cât treaba, doar că legea a permis să-i scoată după 30 de zile pe consum, cei 4 care au fost arestați. Hai să dăm, distribuția e una, consumul e alta. La consum ce ar fi trebuit să facă? Să-i țină în pușcărie? Nu. În Finlanda, cei care consumă frecvent au diferite programe oferite de stat și nu este cam cum a fost mesajul de pe WhatsApp că statul, părinții ajută foarte mult pe copii, statul îi ajută mai mult pe copii decât părinții. Ok, bun, pot să fiu de acord. Cum ai proceda în România? Că uite, măcar am căzut de acord. Că dacă e consumator, nu poți să-l bagi la pușcărie deodată. Cum zice estimatul parlamentar? Cea mai mare problemă, părerea mea, fiind tată de copil, de băiat, cea mai mare problemă în România este că părinții nu au timp. Toți alergă după bani, după a reuși să trăiască după zi pe alta și atunci își pierd copiii de la vârsta de 4 ani, îi pierd. 4-5 ani, deja îi pierd. Pentru că ei se văd cu copiii foarte rar. Sistemul din România ne-a făcut pe noi ca părinți în așa fel, încât să fim nevoiți să muncim aiurea. Cum am eu două joburi în Finlanda, să muncim aiurea și copiii intră în diferite grupuri și degeaba încercăm noi să-i educăm, să-i ducem la pregătire, la matematică, la engleză, la nu știu ce. Copilul meu vorbește 3 limbi. Perfect la 6 ani. Uite ce zice domnul Nicoară pe Facebook. Poate ar trebui să facem și educație, și antidrog, și sexuală, și civică. La liceu, ora de dirigenție nu mai e obligatorie. Părinții lasă educația pe mâna societății, zice el, și să văd rezultatele. În Suedia și în Finlanda, eu am 17 ani aici, și în Suedia și în Finlanda sunt programe în școli pentru educație sexuală și legat de droguri. Sunt programe în școli, chiar dacă se consumă și nimeni nu arată cu degetul copilul. Auzi? Se ia separat copilul și se duce și încearcă să fie ajutat, tot încearcă să-l ajute. Testarea antidrog se face? Nu, asta mi se pare o aberație românească în care se poate face niște bani de către cineva care trebuie să stea acolo cu un bețigat să îl bage la copil în gură. Mulțumesc. Un copil care va fi arătat că a fumat în fața elevilor va deveni vedetă și un potențial intermediar între cei care consumă și cei care vând. Când eram elev la liceu, acum 10-12 ani, aveam foarte mulți colegi care consumau droguri. Pe mine m-a salvat voluntariatul, ne spune Alex din Timișoara. Valentin, salutare! Salutare! Da, un subiect destul de delicat, dar aș vrea să încep cu ceea ce ai spus tu, Cătălin, la începutul emisiunii, vis-a-vis de acel deputat cu testarea copiilor și toate testele antidrog. Eu aș propune în primul și în primul rând un astfel de test chiar în Parlament, că mi se pare de ceva vreme oameni care chiar sunt sub influența substanțelor interzise apar pe acolo și fac dracu pe acolo de foarte mult timp. Nu, e alt fenomen. Uite, ne spune cineva pe WhatsApp și cred că descrie foarte bine fenomenul. Zice, domnule, la noi problema drogurilor, ca și altele, se tratează ca focul de la pompieri. S-a constatat consum la diverse concerte, repede razie. S-a constatat consum în trafic, repede controle pe șosele. S-a constatat în școli ieri, hai să facem niște legi. Da, punem două camere și rezolvăm problema. Problema este mult mai veche. Vis-a-vis de aceste substanțe interzise care ajung pe mâinile copiilor, dacă ne aducem bine aminte, cu ceva vreme în urmă, existau la fiecare colț de stradă magazine de etnobotanice. Da. Deci atunci a însemnat împământenirea acestui viciu.
Acum deja lucrurile s-au întâmplat, s-au derulat conform planului și vedem în toate școlile de top, toate școlile de renume și din București și din țară, unde sunt tată de doi copii, fată și băiat, unul la un colegiu de renume din București, cealaltă la o facultate de top, tot din București. Nu vreau să dau nume. Așa. Spre surprinderea mea, da? Plăcută ca și părinte, s-au păzit de aceste cercuri vicioase, că în fiecare școală sau în fiecare liceu, colegiu, există cât un cerc vicios bine știut. Adică ți-au povestit? Exact. Ce-ți spuneau? Cum fumau, cum se duceau și își procurau, adică la genul de mă duc să-mi iau un covrig. La modul ăsta se lucrează, sau la modul ăsta s-a ajuns. Și cred că se știe și de către cei din conducerile școlilor ceea ce se întâmplă acolo, numai că este un fenomen băgat sub preș sau învelit bine, că știți cum e, o pată neagră pe numele unui colegiu de renume, dă cu virgulă. Cum mai propune să se facă, să se rezolve treaba asta? Da, începem de la educație, aici avem o problemă. Era un interlocutor de dinainte că Finlanda, Suedia și așa mai departe. Eu m-am reîntors din Germania și în Germania există asemenea programe și pe educaționale vis-a-vis de ce înseamnă droguri, de ce înseamnă consumul de substanțe interzise și așa mai departe și totul se consumă. Deci undeva, ca să spun, eficiența unui astfel de program mergem pe 50-50 șanse de reușită. Asta ar fi una. A doua, mediul familial, ceea ce se vede în casă și se explică clar copilului, chiar dacă muncim, alergăm după bani ca să supraviețuim și așa mai departe, dar timpul alocat copilului sau adultului, adolescentului, că aici e problema cea mai mare, trebuie să existe, indiferent de cât de ocupat ai fi, că dacă vrei să ai un pe viitor, un adult sănătos, trebuie să implementezi cât încă mai poți anumite principii sănătoase. Mulțumesc tare mult! În Germania, la începutul anilor 80, a existat o epidemie de droguri grele, heroină și alte substanțe injectabile. A fost momentul când adolescenții germani au luat cunoștință în mod direct cu aceste substanțe și acestea au făcut ravagii. Vă recomand o carte, se numește Noi copiii din Bahnhof Zoo, care o să vă ajute să înțelegeți mai bine fenomenul. E tradusă în românește. Vreme de aproape un deceniu, societatea germană s-a confruntat cu o traumă pe care nu a știut să o adreseze. Exact cum face în acest moment și societatea românească, care e într-un moment de căutări, de conștientizare a problemei și de găsire a răspunsurilor. Va trebui să învățăm și de la alții unde și cum să punem degetul pe rana asta și ce soluții dăm ca să reținem la un număr limitat. Dar aici îți trebuie un răspuns de stat. Spune o doamnă Dobrovicescu pe Facebook: părerea mea, mama unui tânăr de 22 de ani, este că nu pedepsele cu exmatricularea sau pușcăria sunt soluția. Nu de alta, dar nu prea impresionează. Se pot organiza în licee întâlniri tematice cu cei de la antidrog, cu dependenții care au reușit să se lase, care să le vorbească tinerilor pe limba lor. Nu cu statistici, nu cu lozinci, ci efectiv pe limba lor, astfel încât să-i zdruncine. Și da, o soluție ar fi și pedepsirea părinților. Salut, Cristian, ce zici? Pedepsirea părinților? Am onoarea, domnule Cătălin, bună ziua. V-am ascultat cu foarte mare interes. Vreau să fac două remarci. Una, facem ca Ion Grengă cu drobul de sare, adică căutăm povești. Eu v-aș propune un lucru, că am lucrat în cooperativă antidrog și știu așa un pic fenomenul ăsta. Cel mai important lucru pe care îl văd eu la ora actuală, trebuie ca cei de la ANA fiind agenția sau antidrog, care știm povestile care au fost și care sunt, să facă pentru fiecare liceu, pentru fiecare școală, un serviciu special pentru ei. Cum e dirigenția la școală, cum sunt acele ore de teologie, de ce ori mai fi, să facă o oră de antidrog. Ăsta este nu acasă, cum spunea o doamnă distinsă mai dinainte, cu părinții. Nu, părinții, unul e sprungar, unul e formator, n-au toți cunoaștere în lupta asta antidrog. Pe când dacă sunt persoane care sunt pregătite, repet, cei de la ANA sunt oameni foarte deștepți,
dar nu au în spate, nu au instrumentele care să ajungă în școli. Dar vă repet, dacă s-ar face treaba asta în școli și licee, de la cei de la ANA, adică structura care nu este operativă, atenție că crimă organizată este operativă și alargă după traficanți de droguri grei, așa, după când cei de la ANA fac statistici, fac preveniere, fac avioane și tot așa. Da. E, acolo e problema Cristian, care ar trebui făcută. Stai un pic. Cu toată dragostea, vă spun. Dacă zici că ai lucrat pe teren și că ai văzut lucrurile astea, zine și nouă, cum e pe teren. Dom'le, cât de ușor e să-ți faci rost dacă ești un puști de 16 ani de treaba asta? Ai caos. Excelență, tu? Foarte ușor. Cum? La universitate, dacă vreți, acolo mergem, vă îmbrac într-un tricou pe mine, așa, și mi-am luat ori heroină, nu. Acolo iau decât cannabis, marihuana. Vrei heroină, te duci în 13 septembrie încolo, spre Rahova. Vrei cocaină, în orice club. De la, nu mai dau nume de cluburi, da? Deci găsești orice. În București, cel puțin, este un fiep incredibil de droguri. Deci nu mai zic că a zis un alt interlocutor că în Parlament, lăsăm dracului politica la o parte și tot. Dar vis-a-vis de fenomenul ăsta care e pe stradă, îl găsești mai repede decât o gână mestecat. Cum, da, domnule, și stai, eu am fost interpelat și la cravată, să știți. Eram la cravată, la costum, la sacou. Vrei ceva? Ce să vreau, mă? Păi nu vrei ceva? Ia să vedem ce ai. Vă dați seama că eram singur, n-am putut să fac nimica, că eram plecat și opinia publică cu nimic nu te ajută, ca să mă înțelegeți. Nu mai e cera odată. Și am tăcut, am plecat mai departe. Am numărul mașinii, în fine, am făcut ce am făcut după aceea. Dar vă repet, am niște prieteni, am un prieten care poate asculte, un distins doctor ginecolog, care are o clinică și mă, domnul Cutare, am aici la mine în cartier, la mine la scara blocului. Domnule, în două zile cei de la Brigada București s-au dus și i-au prins. Și opinia publică trebuie să dezvolte un interes când vede, când văd ceva. Dar să revin acum la licee și la școli, vă repet, trebuie făcut un cadru, un cadru format de către ANA, de către DNA, de către... vină periodic să facă niște întâlniri cu elevii. Acolo e cel mai bine de funcționat. Cu experiența la acasă nu. Cu experiența ta, testarea antidrog, cum zic cetățenii acum în Parlament? Excelență, vă spun eu, acolo e pierdere, pentru că se vor să fie bani mulți, o să fie ca la testele COVID. La fel ca la COVID o să fie. De? Da, din prevenirea păcate, se face nu prin teste. Prevenirea se face contracara fenomenul. Da, mulțumesc, Cristian. Din păcate nu ne auzim. Era foarte interesantă legătura asta. Nu mai ziceți excelență când nebunesc. Da, fără excelență, vă rog frumos, la acest program suntem oameni, cetățeni români care vorbim noi între noi și căutăm soluții la probleme grave pe care le avem. România în direct la Europa FM. Sunt mama unei fete de 19 ani, ne scrie cineva la 0728321322, un copil total mutilat și transformat față de cum era, de la un liceu foarte bun din Bistrița, pe care o bănuim de consum de substanțe, dar nimeni de la antidrog nu te ajută să oprești acest comerț, chiar dacă noi știm aproximativ grupul în care se produce acest fenomen. E crunt, e crunt. Da, și vă cred, doamnă, vă cred că ăsta e lucru cel mai greu, să fii într-o astfel de familie sau într-o astfel de situație. Și uite răspunsul autorităților din România, pe care ne-l scrie cineva mai jos. E mult mai puțină bătaie de cap să prinzi 2-3 minori naivi care fumează un joint în parc decât să demantelezi rețele puternice. Nu vi se pare că după asta aleargă proiectele astea de legi? Ciprian, salutare, bine ai venit la România în direct. Salutare, mulțumesc și salutări și ascultătorilor dumneavoastră. Sunt foarte multe de discutat pe tema asta și cred că trebuie să pornim de la fapte. Faptele sunt în felul următor. Cred că nu există un licean sau un student în București sau alte orașe mari care să nu știe pe cineva printr-o a doua, a treia conexiune care să poată să-i facă rost de cel puțin de droguri de calibru ușor. Da? Deci astea sunt faptele. Este extraordinar de ușor să găsești aproape că găsești pe stradă. Bun. Alt fapt este faptul că noi ca și societate avem o problemă masivă cu educarea copiilor. Și nu doar legat de problema cu droguri, da? Drogurile sunt doar o mică componentă din lipsa noastră de educație. Avem o problemă cu educația pentru a combate chestii gen violență domestică, avem o problemă cu educația pentru a-i pregăti pe copii pentru o viață sexuală. Ar trebui să avem niște educație sanitară. Sunt foarte multe lipsuri în educație și asta cu drogurile e unul dintre ele și în situații de genul ăsta se vede. Acum,
Evident că ar trebui, din punctul meu de vedere, ca chestia asta să pornească de la zero prin educație și legi de genul să băgăm oameni 2 ani în pușcărie pentru consum. Adică, nu știu, mi se pare că sunt de așa de un ilogism masiv. De în primul rând, vă explic imediat, pentru că societatea românească, mai ales sistemul de stat românesc, nu are ca și concept reabilitarea și reeducarea unor oameni care au greșit. Da? Noi vrem doar ca oamenii să fie pedepsiți. Nu ne gândim că, probabil că, dacă aș fi să-mi dau cu părerea, cred că 40% din oamenii care ne ascultă acum au încercat chestii la viața lor, care poate că sunt mai puțin sau mai mult legale, da? Majoritatea au rămas la nivel de încercare. Dacă i-am băgat pe toți în pușcărie pentru chestia asta, hai să spunem că cred că nici noi, nici încă două țări vecine n-avem destul de pușcării pentru câte ar fi, da? Deci ideea este că legea ar trebui mereu, mereu, și așa se întâmplă în țările moderne, ar trebui să meargă pe principiul de reeducare și reintegrare în societate, inclusiv la, la problema asta cu drogurile. Te cred. Odată. Și a doua oară, ai fi de acord? Răspunde-mi înainte la o întrebare. Cu testările astea antidrog ai fi de acord? Nu, sunt o mare prostie, pentru că nu cred că statul are destui oameni capabili care să le administreze. Probabil că testările antidrog în școli vor fi, de fapt, făcute pentru niște elevi sau pentru niște studenți pe care profesorii îi targetează și văd un pic mai dubioși. De obicei, îmi imaginez că o să fie testația aia primii care, nu știu, au plete sau sunt considerate așa un pic mai rebeli, da, și, în esență, o văd ca o discriminare și ca o punere în niște poziții super dificile ale celor oameni în școli, probabil că de față cu colegii lor, și nu văd, efectiv, nu văd ce chestie pozitivă ar avea, adică ce se așteaptă să rezolve prin testele antidrog în școli. Asta am vrut să știu și eu, care e următorul pas. Îți mulțumesc pentru mesajul tău, încerc să fac loc în emisiune mai multor oameni, îmi scrie o prietenă că a organizat împreună cu polițiștii pe persoană fizică ore de instruire și pentru părinți și pentru copii antidrog și polițiștii spun că s-a ajuns la un consum de droguri la cele mai mari cote existente în ultimii ani. Nu au mai văzut așa ceva în existența noastră și a scăzut vârsta de consum la 11 ani. Fica mea, ne scrie cineva de la Timișoara, are 12 ani, e la un colegiu de prestigiu și de anul trecut mi-a spus că știe toți dealerii din școală. Deci, despre ce vorbim aici? Robert, salutare, bine ai venit la România în direct. Salutăm, bună ziua tuturor. Deci, ultimele două paragrafe cred că ar trebui rememorate. La 11-12 ani cunoaște toți dealerii din școală și poliția spune că s-a ajuns la un nivel fără precedent. Și de aici încolo eu cred că trebuie să ne gândim ce facem. Cocoloșim problema sau luăm niște măsuri ferme? De exemplu? Deci dacă cocoloșim problema, peste 2 ani de zile o să ne gândim că nivelul 2022 era nimica toată față de cei 2024. Astfel încât ăsta, mai ales că în România există și sintagma aia, legea permite. Îl muți pe unul de la dealerit la deținător și gata, nu mai ia 5 ani, ia un an de zile. După 6 luni de zile e cel mai bun caz în libertate, dacă nu cumva îi dă din stat cu suspendare. Da. Fiecare consumator de droguri mai atrage în jurul lui 3-4. Hai bă că e mișto. Okay. Hai bă, ia uite ce tare e. Hai bă, nu ești de gașcă. Deci consumatorii sunt cel puțin la fel de periculoși ca dealerii. Dăm soluția ta. Sunt influenceri. Dăm ei soluția ta. Soluția mea? Da. Soluția mea este asta undeva la mijloc, asta între o societate foarte strictă și o societate asta nordică. Nici să iei copiii omului nu e în regulă, dar nici ăsta să te gândești că faci programe, stai puțin, îi mângâiem pe cap. Sunt 7.000 de școli. Ne permitem să plătim ăsta cel puțin 7.000 de agenți să stea pe acolo tot timpul să-i mângâie pe cap? Unii cetățeni, unii ascultători ne-au scris că poate e necesară o liberalizare a drogurilor ușoare. Da, sigur. Asta este, targetul, ca să se facă asta bani legal din ceva ilegal. Targetul cui? Adică e un target pe care targetul celor care fac bani și transpiră din ei, pentru că dacă ANAF și-ar face treaba
și l-ar întreba pe fiecare deținător de mașină din țara asta de unde a avut el bani de mașină, eu cred că ăsta acolo îmi prinde cel puțin ăsta jumătate din nu-mi dau seama dacă ești de acord, deci ești de acord sau n-ai fi de acord, că nu-mi e clar din răspunsul tău. Cu ce? Cum au zis ascultătorii noștri mai devreme, cu exemplu Portugalii, da, Olandei, domnule, liberalizare pe drogurile ușoare, chiar și în unele state americane. Evident că nu sunt, evident că nu sunt. Okay. Aia, în momentul în care este la îndemână, s-a fumatul. Ce, fumatul nu e nociv? Din potrivă, face milioane de cazuri de cancer anual. Este legal și super nociv. Alcool, s-o grămadă de tineri alcoolici, pentru că este la îndemână. Deci și drogurile n-ar face decât să sporească numărul de stat de oameni dependenți, oameni bolnavi, oameni care după aceea ar alimenta alte sisteme de făcut bani. Dacă vrem să eradicăm problema, trebuie să o eradicăm, nu neapărat cu... Nu avem noi putere să eradicăm culturile, dar trebuie să eradicăm dealeritul, să le fie de frică să pună mâna pe droguri și consum. Și gândiți-vă, un drogat la volan, săptămâna trecută au prins vreo 80. De ce nu le confiscă mașinile? E o întreagă discuție acolo. E o infracțiune, nu-i așa? E o infracțiune, dar fii atent că e o problemă cu testele alea de la poliție. E o întreagă complicație. Noi mai ducem la IML, au droguri sau alcool peste o limită în mașină, ar trebui să le confiște mașina, pentru că spune în codul penal. Obiectul infracțiunii trebuie confiscat. Mulțumesc mult pentru mesaj. Cătălin ne spune cineva, eu sunt alcoolic, dar unul moderat, adică nu fac scandal, nu distrug cei în jurul meu, din 6 în 6 luni mă internez pentru 4 zile la psihiatrie. Nu am voință, iar alcoolul este insulina pentru mine cum este pentru diabetici. Alcoolismul poate fi și ereditar, și tatăl meu era. Eu sincer nu mă simt în confortul meu, iar pentru acești copii, statul trebuie să creeze niște programe de dezintoxicare. Ei sunt inocenți în acest moment, nu știu ce fac și devin dependenți. Nu este o rușine atâta timp cât recunoști și cer ajutor. Dar acel ajutor trebuie să și vină și el trebuie să vină de la stat și de la părinți. Vlad, salut! Ești la România în direct. Salut, Cătălin! Vlad Zaha mă numesc și voi vorbi din perspectiva de criminolog. În momentan, în continuu specializare la Universitatea din Oxford, și sunt pregătiți exact pe felul în care o țară ar trebui să controleze drogurile, adică în politica controlului de droguri. Vreau să vă transmit niște adevăruri brute pe care le avem noi în știința criminologică referitoare la controlul drogurilor. Și anume că pedepsele, intervențiile punitive, interzicerea dură a drogurilor, nu vor avea niciodată efectul de descurajare sau stopare a consumului de droguri. Adică cu cât un stat este mai dur împotriva drogurilor și a persoanelor care consumă droguri, atât situația nu va deveni mai bună, ci chiar din contră va deveni mult mai gravă. Referitor la testele din școli, știm din toate exemplele statelor din urma noastră că nu vor funcționa. Nu va avea niciun efect în descurajarea consumului, ci va avea efect doar în tranziția către droguri mai periculoase, care nu ies la testele respective, cum ar fi noile substanțe psihoactive, adică etnobotanicele. Va avea efect doar în stigmatizarea și în împingerea tabuului asupra tinerilor și va crea mai mult rău decât dacă statul nu ar face absolut nimic. Toate studiile și toate datele pe care avem în știința criminologică din ultimii 20 de ani relevă faptul că prohibiția nu a funcționat nici în stoparea sau descurajarea consumului, nici în oprirea traficului avem, de droguri. Vlad, avem 45 de secunde să ne lași o soluție utilă și pe care România o poate aplica. Soluția care este absolut necesară în România și care poate fi aplicată de România este dezincriminarea posesiei de droguri ușoare pentru consum propriu, în sensul de nepedepsirea oamenilor și tinerilor care au cantități mici de droguri doar cât pentru consum propriu. Asta ar rezulta în rate mai scăzute ale consumatorilor problematici care ajung să aibă probleme sociale, medicale sau penale din cauza drogurilor,
și ar rezulta în rate crescute de oameni care chiar recurg să ceară ajutor, care chiar se duc la psiholog sau la medic în momentul în care au o problemă. În România avem peste 1 milion de tineri între 16 și 25 de ani care au consumat cannabis cel puțin odată. Soluția nu este pedepsirea lor, ci este dezincriminarea faptelor pentru care ei teoretic ar putea ajunge la închisoare. Mulțumesc și e promisiunea mea că luăm numărul de telefon să discutăm cu tine ceva mai mult pe acest subiect, pentru că tocmai ai deschis o nouă dezbatere. Să vezi cum se inflamează România dacă zici dezincriminare pe droguri ușoare. Mulțumesc tare mult pentru răspunsuri și pentru ideile constructive. Asta face o societate. Recunoaște lucrurile și apoi vine cu o soluție care nu poate să rezolve tot, dar măcar rezolvă ceva. Asta e România în direct, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.